Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre briefing-ul organizat astăzi de către și desfășurat la președinția Republicii Moldova, la care au participat președintele țării, domnul Igor Dodon, prim-ministru, domnul Filip și speakerul Parlamentului, domnul Candu. Despre specificul acestuia, despre accentele care au fost plasate acolo și despre problemele care în cele din urmă au încercat să identifice o soluție într-o rezolvare a lor, vom încerca să discutăm împreună cu Valeriu Reniță, jurnalist. Bună seara, bună seara. Bine ați venit. Și găsit. Și pe parcursul emisiunii urmează să ni se alăture și Vitalie Catană, analist politic. Domnule Reniță, este un prim pas la colaborare evenimentul de astăzi? Da, eu cred că lucrul ăsta trebuie consemnat în primul rând, că cei trei reprezentanți a ramurilor puterii au reușit să se reunească și ca și cum au dat startul formării unui grup informal de trei politicieni influenți care ar putea, de fapt, influența orice decizie decizie politică luată în țară. Deci, cred că dacă ei s-au întrunit împreună, cred că trebuie în primul rând atras atenția asupra ceea ce îi unește sau ceea ce și-au propus ei să aibă în comun. Și aceasta chiar în virtutea faptului că și domnul președinte spunea că la multe probleme au viziuni chiar diametral opuse? Da, au viziuni diametral opuse, dar societatea, chiar și pe domnul președinte l-ar interesa întreaga societate, pentru că este președintele întregii Moldove, și pe noi toți ne interesează punctele comune de vedere, pentru că asta asigură bunul mers în societate și stabilitatea. Deci lucrurile care au fost luate în dezbatere privitor, în primul rând, la investiții în economia noastră, deci ei împreună au dat un semnal la investitori că ar fi de acord în această politică de investiții în țara noastră. După aceasta ar trebui de consemnat reforma pensiilor, în care parcă au puncte de vedere comune. În agricultură, domnul președinte a spus că va promulga această lege privitor la subsidiile în agricultură și nu în ultimul rând problema transnistreană. S-a dovedit că cele trei ramuri ale puterii ar putea avea abordări comune în această problemă și sunt gata să formeze un grup de lucru care să mai studieze anumite aspecte ale problemei. Domnule Reniță, președintele Dodon astăzi și-a reiterat, de fapt, intenția de a semna la 3-4 aprilie 2007 un acord de colaborare cu Uniunea Euroasiatică. Președintele Parlamentului și prim-ministru s-au arătat rezervați. Cum putem descifra această atitudine? Da, aici, în alte probleme s-au văzut viziuni diferite sau chiar contrare pe alte chestiuni. Asta ar trebui în primul rând să imobilizeze pe acești trei să facă totul posibil ca în exterior, în politica externă, totuși lucrurile astea să nu transpară atât de evident ca pe interior. Pe interior putem avea multe neînțelegeri, pe exterior n-ar trebui totuși ca partenerii noștri să fie surprinși sau frustrați cu asemenea disensiuni. Da, există opinia celor două ramuri ale puterii, a guvernului și a puterii legislative, privitor la un model economic și a unui stat de drept de caracter european. Și există viziunea domnului Dodon privitor la aflarea noastră în sfera de influență euroasiatică. Eu nu cred că, deci, în exercițiul ăsta oratoric trebuie mers până la
eu știu, rezultate de conflict acut. Putem rămânea, deci, executivul și legislativul la opinia sa, mai ales că domnul Candu a spus că s-ar putea ca această semnare, dacă va avea loc, a memorandumului, să nu aibă efecte juridice, cel puțin efecte juridice imediate. Și nu vine în contradicție cu alte acte semnate. Probabil. Iată, aici eu n-aș vrea să mă aprofundez, pentru că nimeni nu cunoaște conținutul memorandumului care a fost propus azi spre studiere de către domnul președinte celorlalte două ramuri ale puterii. Să vedem ce conține documente și după asta o să ne putem exprima mai clar, mai limpede. Eu vreau să revenim un pic la chiar prima întrebare pe care v-am acordat-o. E vorba de o necesitate iminentă de a se întruni reprezentanții astor a trei puteri ale statului sau s-a mai cedat din ambițiile politice? La început se arătau categorii. Nu, ambițiile politice este așa un soi de materie care se consumă pe parcurs. Da. Mai ales dacă, deci, între oamenii există, deci, dacă oamenii sunt maturi politic și înțeleg că au de rezolvat obiective în favoarea țării, societății. Eu cred că este imperios necesar să continue această discuție între aceste trei părți sau acest dialog între cele două părți care au practic o poziție legislativ și executiv și președinție, anume în interesele societății. S-au găsit multe puncte comune și eu cred că se va scădea și din ambiții și se vor mai găsi cu timpul puncte comune. Este important să se continue. Haideți să vorbim un pic despre acordul de asociere. Domnul președinte Dodon astăzi spunea că nu s-a reușit într-o perioadă stabilită să se facă pași concreți, însă lucru, hai să zic, combătut de ceilalți doi parteneri de dialog. Până la urmă, vectorul politicii Republicii Moldova urmează să fie stabilit în anul 2017, să fie clarificat cel puțin. Aici există loc mult de discutat privitor la vector. În primul rând că lumea cum se află așa într-o mișcare continuă și efervescentă și noi tocmai suntem martorii unei refacere a unor alianțe politice, a unor configurații politice pe întreaga planetă. Și aici probabil că toate țările sau toate guvernele acum sunt în așteptare sau cei care au puterea și viziunea strategică vor să vadă cel puțin cu 5, 7, 10 ani înainte ce se va întâmpla, în ce configurație ar putea să nimerească ca să, mă rog, să apuce trendul, să fie de partea, ce vor statele de fapt, să fie de partea celor puteri și să nu rămâie deci în arie gardă. Și de aceea probabil că aici ar trebui să fim foarte atenți cu aprecierile. Nu sunt documente ideale. Cursul european a fost îmbrățișat de mai mulți ani, chiar începând cu guvernarea Voronin, numai din cauza ca să avem un model, ca să avem un model sau să urmăm un model economic și de stat de drept exemplar european, și aici nimeni nu poate să conteste. Dar cetățenii noștri pe an ce trece tot se dezamăgesc. Relevant este și sondajul de opinie sau mai multe sondaje de opinie care ne vorbesc despre o scădere a credibilității. Îmi pare că am mai vorbit studioul ăsta despre așa zisa cale greșite. Da. Deci care întrebarea sociologilor este... Da. Mergem noi pe o cale greșită și odată în jumătate de an concetățenii noștri răspund că dacă da, ori okay, că nu. Că da, și eu presupun că nici autorii sondajelor și nici respondenții nu știu exact care este calea corectă și cea greșită. Pentru da? Că nimeni nu proclamat-o. Noi n-am, chiar dacă avem prorocii, știți că prorocii nu sunt ascultați în țara lor. Nu știu care e calea corectă. Avem acum,
niște înțelegeri, avem un document. Eu consider că, sigur, niciun document sau niciun acord nu poate fi ideal și sunt de acord, el a fost criticat și mai înainte, dacă vă aduceți aminte, dur, de exemplu, de comuniști și s-a arătat părțile lui proaste. Dacă există propuneri mai bune și dacă există lucruri mai bune în cealaltă parte în care o arată domnul președinte, haideți să studiem memorandumul și să vedem ce care este. Sunt avantajele acestea. Da, și dacă nu vin în contradicții, pentru că să nu ne creăm noi și iluzii, dar să nu ne creăm noi precedente pentru un conflict acut aici în țară. Pentru că noi vrem să fim un pod, nu așa anunțăm. Și democrații și socialiștii anunță că vrem să fim un pod între Occident și Est și răsărit. Să nu fim cumva un câmp de bătălie. Asta trebuie să evităm. Domnule Reniță, anul 2017 are șansa să fie an electoral? S-a discutat și acest aspect astăzi la această masă. Ați văzut că domnul Dodon spune că ar vrea să fie un an electoral. Celelalte două ramuri ale puterii spun... Vorbesc de o anumită stabilitate. Da, pentru că ar putea să... Deci s-a luat un oarecare, hai să spunem, curs. Guvernul a început să facă anumite lucruri. Știm întotdeauna că pauzele astea electorale dizbat din ritm, din tempou, guvernul, oamenii se lasă pe tânjală din guvern. În lungile astea nu prea fac nimic, se tem să fac ceva și așa mai departe. Asta probabil a avut în vedere deci premierul și președintele Parlamentului când spuneau că n-ar fi bine. Nu ar fi bine poate și din reieșind din punctajul ce urmează să fie sau din voturile acumulate. Păi, dar cine poate spune acum cum care va fi tabloul? Care va fi tabloul? De exemplu, dacă se adoptă până la urmă legea privitor la alegeri în sistem mixt electoral ori de pe circumscripții uninominale, cine poate acum să ne spună care va fi rezultatul? Eu nu cred că trebuie să ne grăbim să afirmăm din capul locului de pe acum cine va fi învingător. Noi nu putem ști, pentru că, în primul rând, nu știm cum va fi sistemul electoral atunci când vor fi următoarele alegeri, că vor fi ele ordinare, ori anticipate și nu știm multe alte lucruri, deci ce ne poate arăta însăși destinul politic acestei țări. Multe lucruri se pot întâmpla pe parcursul anului 2017. Suntem într-o regiune de conflict, deci, de Doamne, să ne împăcăm bine cu Transnistria, dar nu se știe ce surprize ne poate da Transnistria, chiar dacă vrem să fie problema rezolvată și așa mai departe. Sunt mulți factori a instabilității și nu avem o securitate ideală a țării ca să putem presupune că până în 2017, acolo când vor fi alegerile, sau în 2018, totul va fi absolut bine în țară la noi. Astăzi nu s-a discutat despre sistemul electoral. S-a lăsat special pentru planul 2 sau s-a considerat că nu este tocmai cea mai stringentă problemă? Cred că atâta timp cât două ramuri ale puterii care controlează de fapt lucrurile în țară, președinția și guvernul, atâta timp cât s-a pronunțat că ei nu-și doresc aceste alegeri, nici n-a avut rostul să vorbească despre alegeri și despre un sistem electoral. Cred că o să vie timpul. Cred că poate presupun că la o următoare întâlnire acestui grup informal de trei politicieni s-ar putea să apară și această problemă. Eu cred că dacă va apărea acut problema totuși alegerilor anticipate, va apărea neapărat și problema. Deci, în ce sistem electoral vom petrece aceste alegeri? Domnule Reniță, problema transnistreană, veșnica problemă cu care ne confruntăm și încercăm să identificăm, de fapt, aceste soluții mai bine de 20 de ani. A fost discutată și aceasta astăzi. Până la urmă, aici s-ar părea că avem un consens sau e relativ. Deci, un element de consens ar fi că, de exemplu, domnul Dodon n-a folosit azi noțiunea de federalizare. În schimb, domnul Candu a menționat că lăsăm la discreția oamenilor abilitați să stabilească, de fapt, această formă.
ce urmează a fi. Este o problemă foarte dificilă de rezolvat și dumneavoastră, ca și mine, și experții știu că cheia rezolvării acestei probleme nu se află nici la Chișinău, din păcate nici la Tiraspol. Nu putem noi să o rezolvăm pentru că, mă rog, destinul nostru în această problemă este în alte mâini, cheia este în mâna puterilor mari, să zicem Moscova, Washington, Bruxelles, și dosarul nostru transnistrian este undeva la fund, într-un sertar acolo, până va apărea el pe masa marilor puteri spre rezolvare, mai avem de așteptat. Deci, formatul 5 plus 2 se dovedește a fi cel relevant? Da, nu are importanță după mine ce format. Eu cred că e bun, dacă până acum n-a spus nimic că este foarte bun ori că este foarte rău. Problema este că oamenii nu prea s-au întrunit în acest format și este clar de ce. Pentru că nu este interesul marilor puteri pentru rezolvarea acestor probleme. Nu este și atât. Din cauza asta, sigur că cel puțin și eu mă bucur că toate cele trei ramuri ale puterii au o abordare comună în această problemă, atentă. Eu cred că și dacă vor să să creeze grupul ăsta de experți, să-l creeze. Poate pun din nou această problemă pe tapet. Domnule Reniță, luăm o mică pauză, după aceea revenim în studio la discuții. Cu mâinile în față, așa, să îmbrățișez omul ăla drag. Eu te îmbrățișez! Noi suntem aici! Cred că la bucătărie peste aia înțeam tot cu asta. Seriat. Elvira? Unde Elvira? Unde Elvira? Trebuie să și-l spun? Trebuie să și-l curăț? Sper că stă foarte bine. Uite, așa că nu te-am văzut. Să fac un ce extraordinar. Eu cred că profesia de interpretă nu mi-o schimb. Roata Moni se învârtește, sta. Cu siguranță sper să nu mâncăm noi amuzul și gândi. Da, să mâncăm bătaia amuzul. Faci provocarea! Dacă ne aduci ceva din mâncare, provocarea de onoare la Accent TV. Domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la știrile amiezii. Zdravstvuiți, vă fiu din nou Lupus, Accent Info. Care sunt cele mai importante știri din țară? Urmăriți în cele ce urmează. И вначале коротко о главном. Ce surprize ne mai așteaptă? Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea codului electoral. Mai cu scârț, mai fără tragere de inimă, însă călătorii de ieri. Așa că am pornit la drum. Accentele le vom pune noi. De luni până vineri, la orele 12, 15, 18, 20 și 21:30, fii pas în pas cu actualitățile Accent Info. Ești informat, ești înarmat. Stimați telespectatori, am revenit în studioul la discuții. Între timp ni s-a alăturat și Vitalie Catan, analist politic. Bună seara și bine ați venit, domnule Catană. Bună seara. Noi discutam împreună cu domnul Reniță despre briefingul de astăzi și încercam să aflu de la domnia sa dacă acest briefing, această întrunire dintre președintele țării, speaker și prim-ministru, este de fapt un prim pas spre colaborare și dacă s-a mai lăsat ambițiile politice de o parte și vorbim despre o colaborare firească între aceste instituții. Care e punctul dumneavoastră de vedere? Bine, aș porni de la coordonatele de la care ar trebui să pornim discuțiile. Primul este că, și cel mai important, este faptul că cei care ocupă principalele funcții în stat, din punct de vedere instituțional, sunt obligați să colaboreze în anumite probleme. Mai ales în probleme cum sunt cele care privesc tratate internaționale, pentru că, de exemplu, legea, și am invocat-o de mai multe ori și la noastră în emisiuni, că, de exemplu, legea cu privire la tratatele internaționale Republicii Moldova prevede atribuții complementare ale instituțiilor în materie de adoptare, a semnare, adoptare și ratificarea acestor tratate. Respectiv, prin forța legii sunt obligați să colaboreze. Deci, asta e primul aspect. Al doilea, sigur că este cel politic. Noi știm bine pozițiile, să spun așa, părților sau a cei care sunt reprezentanții instituțiilor.
Respectiv, faptul că au decis să se întâlnească în sine este, sper eu, o intenție de a iniția o colaborare în temele care fac obiectul unor, să spun așa, contradicții. Și sunt probleme pentru probleme reale și serioase. Dar pe marginea unor probleme discutate s-a rămas la aceeași poziție, spunea atât președintele cât și ceilalți membri, mă refer la domnul. E bine măcar să se ia act de atitudini, de poziții, ca fiecare acolo unde trebuie să promoveze niște politici, să aplice niște proiecte, să pornească de la faptul că trebuie să respecte legea în primul rând și atribuțiile legale. Să știe ce se poate realiza din ceea ce se propune, pornind sigur că de la pozițiile celor care decid. Și asta să înseamnă un cadru, un format care permite, să-i spun așa, previzibilitatea unor acțiuni, astfel încât ele să fie și eficiente, pentru că sigur că opțiunile politice sunt opțiuni politice, dar toți trebuie să înțeleagă că acolo unde ei merg și reprezintă Republica Moldova, trebuie să aibă grijă să facă declarații adecvate în raport cu ceea ce se poate realiza. Și sigur că ținând cont de propriile atribuții. Vocea clasei politice peste hotare, discutam cu domnul Reniț, ar trebui să fie uniformă? Univocă? În orice caz, dacă nu este una, în primul rând, sigur că trebuie să țină cont de cadrul legal. Și doi, dacă există opțiuni, măcar să se facă nuanțările. Și să, asta e funcția de fapt a unui șef de stat, a unui șef de parlament, a unui șef de executiv, să aplice și diplomația, reșind din ceea ce definim noi ca fiind interesele Republicii Moldova. Adică, în pofida propriilor opțiuni, să vii cu declarații, cu inițiative în spațiu dincolo de frontiere Republicii Moldova, astfel încât ele se corespundă interesului Republicii Moldova și să nu dăuneze. Sigur că un discurs care distonează de cursul general al politicii externe, de exemplu, este unul derutant și pentru unii și pentru alții, și pentru vest și pentru est. Și atunci sigur că trebuie să existe o comunicare care să pună la punct lucrul ăsta și să existe deja, respectiv în exterior, o comunicare care să cadreze cu ceea ce așteaptă partenerii noștri în raport cu obligațiile asumate, în raport cu interesele pe care noi le-am definit și pe care ei înțeleg să le respecte, iar noi urmăm să fim doar consecvenți în ceea ce urmărim. Domnule Catan, la 3-4 aprilie ar putea fi semnat un acord de colaborare cu Uniunea Euroasiatică. Haideți să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Nu, zadar am zis, ar putea. Asta ar însemna că urmează să Republica Moldova să ia un alt vector politic? Aici există două dimensiuni din punctul meu de vedere. Primul este cel al politicii interne. Doi, al politicii externe. Acum trebuie să vedem ce înseamnă această Uniune Euroasiatică în raport cu statutul Republicii Moldova ca parte semnatară a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Doi, dacă există în spațiul intern intenții pentru așa ceva. Și de asta am făcut trimiterea, apropo, și la tratate, la legea cu la tratatele internaționale, pentru că dacă vorbim în termenii convenționale, așa cum cunoaștem noi ideea de tratate, pentru că am înțeles că urmează și domnul Dodon și ceilalți să definească ce ar însemna această intenție, încă am înțeles că nu există, de fapt, o idee despre ce ar însemna acest pas. Dar în termenii la care astăzi putem face referință,
De asta am făcut trimitere la acea lege privind la tratatele internaționale, pentru că acolo se face trimitere la atribuțiile complementare, deci dreptul de inițiere, dreptul de negociere, care se face inclusiv cu participarea guvernului prin Ministerul de Externe și după asta urmând și ratificarea, care înseamnă Parlamentul. Și aici discutăm în acești parametri. Deci dacă cumva se întâmplă că domnul Dodon, așa cum a declarat, semnează acel acord și el nu este ratificat, degeaba este semnat, pentru că el va fi nul. Acum, în ce își prește interesul nostru raportat la vectorii, pentru că m-ați întrebat, trebuie să vedem ce înseamnă, în primul rând, în sine această Uniune Euroasiatică. Când noi vedem că ea nu prea există în momentul ăsta, când vedem că membrii, de fapt, principalii aliați, care așa cum i-am cunoscut noi până în prezent, respectiv Rusia, Belarus și Kazahstan, nu au în prezent un discurs comun, ba dimpotrivă, au un discurs care sunt în conflict în prezent. Și noi ne întrebăm dacă există cu adevărat această Uniune Euroasiatică în realitate, în condițiile în care vedem și urmărim și un război comercial între cele două țări, atât mai nou, între Rusia și Belarus. Doi, Republica Moldova geografic, pentru că trebuie să acceptăm că economia înseamnă și relațiile comerciale înseamnă și geografie. Putem noi, chiar și în condițiile în care această Uniune Euroasiatică ar funcționa bine și eficient, am putea noi, în condițiile în care pe noi ne desparte Ucraina, care are la rândul ei un conflict anume în zona unde trebuie să se desfășoare acest comerț, în zona de est a Ucrainei, la frontiera între Ucraina și Rusia. Și atunci, dacă noi putem cumva ocoli acest lucru. Și trei, sigur că interesul nostru propriu-zis, ce înseamnă această Uniune Euroasiatică și ce interese am avea noi. Dacă mai putem discuta în mod realist despre niște interese pentru Republica Moldova acolo, pentru că din punctul meu de vedere este problematic astăzi să vorbește despre așa ceva, ca să nu mai pun că trebuie să punem pe cântar relația noastră cu Uniunea Europeană. Eu voi aplica, să-i spun așa, ideea simetriei, pentru că tot unii au consacrat-o. Și voi pune problema așa. Până acum ni s-a spus, dacă semnăm acordul cu Uniunea Europeană, Rusia ne va sancționa și iată și făcut-o introducând embargouri. De bine de rău, am supraviețuit acestor embargouri și astăzi, în pofida embargourilor, volumul exportului Republicii Moldova în cifre globale a crescut. S-a egalat cu cel care l-am pierdut pe segmentul rusesc și a crescut după asta. S-a compensat. Acum eu întreb invers. Haideți să facem o evaluare dacă, de exemplu, am semnat acordul cu Uniunea Euroasiatică și ar spune Uniunea Europeană, domnilor, voi mergeți pe o altă piață, noi înțelegem să negociem desființarea acestui acord de asociere. Respectiv înseamnă pentru Republica Moldova pierderea unei piețe care astăzi este importantă. Peste 65% din exporturile noastre merg spre Uniunea Europeană, spre piețele europene. Și în condițiile în care mai aveți probleme la estul Republicii, cum înțelegeți voi și cât veți pierde? De fapt, nu cred că exercițiul ăsta trebuie să pus în fața celor care promovează această idee. Ce se poate pune în loc? Dacă am putea modela, de exemplu, ideea de embargo din partea Uniunii Europene, împotriva Republicii Moldova, și ce am putea noi obține în această situație? Cum s-ar rezolva această situație? Eu cred că nu este una deloc fericită. Și de asta, cred că înainte de a face asemenea lucruri, ele trebuie bine gândite, bine evaluate în ceea ce privește consecințele lor. Domnule Reniță, haideți să discutăm un pic despre deschiderea centrului ăsta NATO la Chișinău și despre securitatea Republicii Moldova. Au fost invocate astăzi aceste aspecte în cadrul briefingului. Haideți să începem. Republica Moldova se poate bucura de o securitate? Sau este în siguranță? Membrii, cetățenii Republicii Moldova sunt în siguranță? Securitatea unei țări depinde în primul rând de felul cum înțeleg cetățenii să aibă această securitate și din instrumentariul care îl deține statul pentru a-și asigura securitatea.
am în vedere, da, începând de la doctrină și terminând cu organele respective care îi asigură această securitate. Înțelegem din discuția care s-a început mai de mult în jurul acestei probleme că, deci, NATO nici nu și-a propus să ne asigure o securitate. Deci, în timp ce domnul președinte Dodon vorbește despre Republica Moldova ca o țară neutră. Nu, noi suntem țară neutră. Altceva că cum putem să ne asigurăm această neutralitate? Este, de exemplu, și Elveția o țară neutră, dar noi știm că ea are instrumentare și... Și armată de vreo 5 miliarde de... Da, care poate asigura această... Deci noi avem o neutralitate declarată, de fapt. Noi suntem foarte vulnerabili din mai multe părți. Noi avem, deci, armată străină pe teritoriul Republicii Moldova, cu care, deci, și nu avem o soluție pentru problema asta transnistreană care implică aflarea acestor trupe străine pe teritoriul nostru, deși sigur că am văzut că parcă ar exista o abordare comună privitor la această problemă, da, transnistreană, dar dacă am fi mers mai departe și am întrebat, dar de fapt ce abordare au părțile, că de fapt sunt două părți vis-a-vis de aflarea acestor armate, pentru că unii le zic că sunt trupe care, deci, asigură protecția acestui armament, alții au altă părere despre chestiunea asta. Hai să o lăsăm în pace, dar spunem că problema asta cu armate străine, indiferent cum ar privi la aceste forțe, care nu sunt numeroase, deci ne dă în rezultat iarăși o breșă mare în securitatea noastră și în concepția de neutralitate. Prin urmare, eu cred că s-a vorbit așa în termeni destul de, cum să le spun eu, așa în zeflemea despre această primejdie mare care ne-ar putea aduce, deci, oficiul ăsta format din două persoane civile. Pe de altă parte, eu consider că nu trebuie ignorată, sigur că se poate înțelege și celălalt punct de vedere că ăsta e primul pas, deși ăsta nu e primul pas. Voronin, fostul președinte comunist, a conlucrat cu NATO mult mai fructuos. Deci și el a înțeles să atragă niște bani de la această organizație pentru a rezolva niște probleme acute în Republica Moldova. Și deci poate deci privim și noi prin perspectiva asta că putem, deci, atrage anumiți bani, anumite finanțe, anumite forțe pentru a ne rezolva niște probleme. Nu cred că, iată, la apariția acestui oficiu, deci, într-un mod, cum să spunem așa, privit larg militar, oficiul ăsta s-ar opune cumva sau ar prezenta pericol pentru trupele astea care se află acum în Tiraspol, care tot deocamdată nu-și arată agresivitatea față de noi. Eu nu văd cum s-ar putea întâmpla ca, iată, aceste două, ca și cum acești doi factori ar crea mare instabilitate sau ne-ar afecta neutralitatea pe care nu prea avem. Poate în felul ăsta aș răspunde. Eu, da, cred că din asta se face caz. Factorul aflării armatelor străine pe teritoriul nostru este mult mai, cum să vă spun eu, ne afectează mai mult și totuși noi de atâția ani îl tolerăm și unii se fac că plouă, alții înțeleg că atâta timp cât, deci, vrem să avem partener economic Rusia, trebuie să o luăm mai ușurel. Deci, de ce n-am adoptat cel puțin o zecime, ori o sutime din atitudinea asta față de acest
oficiu NATO, care nu poate fi comparat ca pondere. Domnule Catan, semnificație, de fapt. Republica Moldova este pro, contra NATO, cum ar trebui să fie, ce e cu acest centru NATO, de ce astăzi s-a revenit pe masa discuțiilor această problemă? În primul rând trebuie să iarăși să definim termenii probleme. Corect. NATO înseamnă organizație politico-militară, nu doar militară. Componenta militară ține propriu zis de fapt de ceea ce înseamnă calitatea de membru, statutul de membru NATO. Noi nu suntem în situația asta. Noi sigur că putem discuta, negocia cu NATO diferite modalități de colaborare, care apropo au existat și au fost fructuoase, așa cum a spus domnul Reniță, multe probleme, inclusiv dezactivarea unor tipuri de armament și substanțe care prezentau pericol, în special pentru ecologie, Republicii Moldova. Am beneficiat de acest sprijin. În ceea ce privește propriu-zis acest oficiu NATO, el nu are statutul mai mult decât cel care este definit, a unei instituții care are menirea să comunice în raport cu Republica Moldova. Și aici chiar nu văd reținerea față de acest oficiu NATO, în condițiile în care chiar Rusia beneficiază de prezența unui asemenea oficiu NATO pe teritoriul său. Adică de ce pe ruși nu-i deranjează și pe noi ar trebui să ne deranjeze în cazul ăsta. Doi, dacă tot vorbim în termenii simetriei și a neutralității, pe în cazul ăsta ar trebui să acceptăm că mai trebuie să aducem trupe NATO aici, să ne punem pe picior de egalitate cu regiunea transnistreană, cu cei de la Tiraspol și după aceea să negociem care din trupele străine pe teritoriul Republicii Moldova se vor retrage. Cele NATO sau ale Rusiei? Pentru că altfel noi vorbim, din păcate, și unii insistă și fac caz, așa cum a spus domnul Reniță, despre o chestie care nu că nu este un pericol iminent sau un risc iminent, un risc real, dar chiar nu există, nu reprezintă un risc deloc acest oficiu NATO. Asta în condițiile în care noi chiar avem trupe străine rusești din partea cealaltă. Și atunci, stop, nu cumva cei care... Da, dar președintele Dodon a spus că nici pentru est, nici pentru vest, acces liber pentru trupe străine. Păi, în condițiile în care vorbim despre riscuri pentru Republica Moldova, păi în cazul ăsta trebuie să acceptăm că riscul cel mai iminent și mai grav îl reprezintă propriu zis trupele care ai în momentul ăsta pe teritoriul Republicii Moldova. Și atunci trebuie să analizezi eforturile pentru scoaterea trupelor străine care le ai deja pe teritoriul tău și după aia să vezi cum negociezi inclusiv cu NATO și cu ceilalți și cu toate părțile interesate. Repet, în condițiile în care nu putem vorbi în termeni simetrici despre lucrul ăsta, eu nu văd de ce să face problemă din acest oficiu. Ca să nu mai, cum a spus și domnul Reniță, că cei de acolo percep ca un fel de trupele de acolo percep ca un fel de pericol prezența NATO în Republica Moldova. Iertați-mă, pericolele le definim noi, ca cetățenii ai Republicii Moldova. Nu trebuie să ne definească alte trupe străine pe teritoriul nostru. Domnule Reniță, regia ne zice că avem aproximativ 3 minute în cadrul acestei emisiuni. Haideți să vedem ce urmează să se întâmple. A avut loc această discuție pe care unii o consideră benefică, alții au anumite rezerve. Ce ar trebui să ne așteptăm? Cel puțin în pachetul ăsta social al problemelor discutate. Mă refer la pensii, mă refer la miliardul furat, mă refer la alte aspecte. Eu cred că toți cei care au format, cum am spus eu, hai să zicem, acest grup informal de influență politică, au dreptate în felul lor. Deci nu trebuie să-și conteste dreptatea, asta este, nu trebuie să iei pâinea experților. Deci și să continue, pentru că azi ei au găsit 3, 4 ori 5 puncte comune de vedere și mâine vor găsi mai multe și zic că politicienii maturi în timp întotdeauna refuză la ambiții și dimpotrivă, deci găsesc puncte comune, de fapt, din natură, ca să aducă beneficiul societății. Domnule Catana,
Federație, confederație, care ar fi forma cea mai optimală pentru rezolvarea conflictului transnistrean? Pentru că astăzi au răsunat aceste noțiuni chiar din gura speakerului. Noi azi avem câteva coordonate. Avem Constituția Republicii Moldova, care stipulează caracterul unitar al statului Republica Moldova. Doi, avem legea cu privire la principiile soluționării conflictului transnistrean, unde iar și este stipulat modelul unitar. Eu întotdeauna am spus că modelul federal reprezintă, de fapt, un model care ne desparte de regiunea transnistreană. Sigur, dacă se acceptă ca paradigmă ideea asta, putem să o discutăm. Eu spun ceea ce consider eu că înseamnă un model federal, studiind zeci de modele care există pe lumea asta federale. Și cât de mult n-ar fi, paradoxal, fiecare reprezintă un caz care merită studiat, apar și Germania și Statele Unite, fiecare federație reprezintă de fapt o evoluție foarte specială care a dus la evoluția acestui model prin, apropo, consolidare și nu prin desprinderea statelor unitare. De asta eu salut ideea de a implica experții, de aia și există noțiunea de expert, pentru a fi implicați, pentru că în domeniul înguste, unde se discute la un nivel foarte tehnic, aplicat la foarte multe nuanțe, foarte multe lucruri care trebuie cunoscute și valoate, e bine să fie implicați experții care au cunoștințe specifice în domeniu. Domnule Cătană, domnule Reniță, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii pentru a discuta acțiunile ulterioare. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi.